Cam asta este imaginea finală, cu aparatul gata montat, gata instalat, ok? După câte observați, am eliminat tot ce înseamnă aparat original, am eliminat acel penar, ok? Încerc să vi-l prezint din nou, să vedeți, deci acest aparat a fost eliminat de acolo de sus, avea un penar de, de subtul lui și s-a introdus acest aparat sistem de navigație cu Windows, da? Fără internet, fără absolut nimic, aici era și penarul. Așa, și ia să vedem funcționalitatea și prima cheie a lui. Nici măcar nu am uh, pornit sistemul ca să văd ce funcționalități are cum va apărea. Uitați, din prima suntem Welcome to Skoda. Ok, avem un logo drăguț, frumos. Iluminarea este verde cu alb, exact tradiționalul ei. Ok, și din start avem funcția de radio. Voi scoate tot ce înseamnă, așa zis, partea de sunet. De ce? Deoarece nu vreau să ne restricționeze nici YouTube, nici Facebook, nici absolut nimeni. Okay? aici prinde posturile de radio, cam este original ca și meniu, ca și imagine cu RNS 510 Columbus, original, da? Doar că este în înfățișarea mare. Ok? Avem un post de radio, îl luăm, îl memorăm unde vrem. Acum am apăsat eu din greșeală, dar repet, dacă ținem un pic și dăm drumul la un search, la o căutare, ok? Ne prinde postul de radio, îl ținem aici și îl avem gata memorat. Așa. Acum, de aici mergem acasă, da, și aici avem mai multe opțiuni. Tot ce înseamnă navigație, radio, DVD, USB, USB 2, că avem două sticuri de USB, așa, card SD, unde putem introduce și aici informație audio-video, tot ce înseamnă pe 4 videoclipuri, desene animate, DVX, AVI, tot, tot, tot. Ok, tot așa și pe partea de CD de sus așa, avem partea de bluetooth unde putem să ne conectăm cu telefonul, putem avea acces la tot ce înseamnă agenda, apeluri primite, apeluri ratate, ok efectuate tot tot, tot. bun putem asculta aici pe baza uh, conectării, putem asculta inclusiv muzică de pe youtube sau muzică de pe telefonul nostru dacă avem preinstalate ceva melodii ok, virtual magazin de CD-uri asta ce înseamnă dacă introducem 1, 2, 3, 4, 5, 6 discuri, putem să le memorăm în memoria internă și putem să le rulăm după aia direct din aparat ok, avem, putem să legăm orice altă unitate exterioară cu, de exemplu, un USB video de, și punem un hard de 2 tera sau orice, un Playstation sau orice altceva, ok? Are inclusiv și permitere de cameră mașalier sau orice altceva, cameră frontală, cameră mașalier, ok? Ia să vedem aici dacă așa băgăm în viteză, lăsăm mașina jos, una două ne prezintă că avem 30 de litri de motorină, avem așa parte de ușă deschisă, dacă observați acum ne prezintă că avem ușa deschisă, ușa închisă, ok, dacă punem contactul, ia să vedem, ne preia și clima are. asta văd că nu, bateria ne arată că avem 11,5, da, hai să încercăm așa clima, clima se pare că deoarece are cli climatic, nu are climatronic, da, doar aer condiționat, se pare că nu îl preia, așa. Devere putem pune o cameră tot așa aici sus care să ne filmeze tot ce înseamnă trafic, incidente în trafic. Aici avem sistemul, dacă cumpărăm un sistem de Bluetooth a celor patru roți, le putem monitoriza să vedem ce presiune și în ce stare sunt, așa zis, fiecare roată la fiecare drum. Ok? Ce mai avem aici, niște jocuri care nu sunt interesate, interesante, Mobile Connection, ceea ce v-am zis că se poate de exemplu conecta aparatul, telefonul sau tableta pe baza unui cablu, da, și se poate executa uh, ceea ce vezi pe telefon, să se vadă inclusiv pe acest ecran, intri pe YouTube, se poate vedea pe el, el separat Android nu are, de, deoarece repet că este un Windows, ok, și iată aici partea finală, partea de navigație, care este cu text, cu limba, cu tot, tot, tot românește sau orice limbă doriți noastră, da? Așa, depinde de utilizator ce limbă știe și textul se poate modifica în uh, limba și în textul dorit, okay? Aici avem poiuri, restaurante, bezinării, tot, 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 avem ultima versiune 2019 de la Ego, ok? și dacă observăm acum așteptăm doar să se inițializeze rapid, ne-a și zis că pe partea dreaptă suntem numărul 12, pe partea stângă la numărul 19, ok, că suntem pe strada William Shakespeare, așa, bun, cum v zis, meniul este în românește, destinație, așa, căutare adresă și putem da țară, da, Oradea sau orice vrem, avem 41 de țări disponibile în sistem. Așa, Ia să-i dăm înapoi, înapoi. De exemplu, foarte ușor, dacă dorim, folosim, utilizăm navigația, da? Și dorim să schimbăm postul de radio sau să dorim ceva, doar apăsăm pe FM, schimbăm un post de radio, de exemplu, da? Și dăm înapoi pe GPS și foarte ușor putem să-l utilizăm. În varianta în care am avea și o cameră de marșalier instalată, da? Am introduce maneta în marșalier și a, Punând contactul, vedeți, una-două ne apare tot ce înseamnă ghedea senzor sau și preluare de senzor dacă sunt uh, în sistem. Dacă avem senzor față-spate, da, îi poate prelua și poate, așa zis, uh, dirija. Și dacă vedeți un pic, dacă mișc un pic de volan, da, deja s-ar duce, așa zis, uh, poziția roților, ne-ar tot ce înseamnă în ce uh, poziție stă roata, da, e curbat la stânga, la dreapta sau e dreaptă. Asta ne ajută în cazul în care dacă sunteți un, să zic așa, șofer mai începător sau doriți mai multe informații. Asemenea produse, asemenea realizări le puteți obține prin intermediul nostru www.soundidentity.ro, pe Facebook Sound Identity Hifioradea, pe YouTube Sound Identity. Vă mulțumesc, la revedere, bye bye! Salutare și bun venit la un nou proiect Sound Identity. Ce avem la bază? O Skoda Octavia 2 2010. Ce vom face în acest sistem? Vom elimina acest aparat care este un radio CD simplu. Ok, varianta blue, blues, așa, care este cu penar. Ok, și va fi eliminată și va fi introdus un monitor care este sistem de navigație, sistem de USB, sistem de auxiliar de Bluetooth, este o variantă cu Windows acesta, deci nu este cu Android, nu are posibilitate de intrare pe internet, doar dacă doriți pe baza Bluetooth-ului să ascultați muzică de pe YouTube, sau mai există o variantă, da, de mirroring, adică pe baza OSB-ului să conectăm aparatul, telefonul sau tableta, care tot ce dorim, putem să o conectăm cu acest dispozitiv și pe bază de cablaj putem să facem sistem de mirroring. Revenim cu partea a doua, când este funcțional montat, gata, dar să vedem cum se integrează, cum arată noua, așa zis, achiziție în acest bord. Okay? Aici nu mai necesită nici o ram adaptoare, absolut nimic, totul este frumos plug-and-play, deci va fi frumos acolo cât de lat va fi acest aparat, atâta de lat va fi și el.